Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, sunt Ana Maria Giurea, iată care sunt titlurile zilei. Angajată ITM Gorj de urgență la spital. Analiza eșecului din PSD amânată până în toamnă. Merge eliminat în optim. O angajată ITM Gorj a fost adusă de urgență la spital. Femeia, în vârstă de 37 de ani, ar fi suferit un șoc emoțional, spun medicii. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj susțin însă altceva. Este vorba de Nicoleta Stroie, despre care colegii susțin că s-a simțit rău din senin, după care au chemat un echipaj smurt. Din câte informații avem noi, s-a simțit rău, așa, și în urma discuțiilor cu colegii, noi am sfătuit-o ca să accepte să sunăm la salvare, ca să vină să o interneze la urgență, să vadă despre ce este situația. Deci alte informații nu pot să vă dau. Așteptăm să vedem ce rezultat avem de la spital. Medicul Liliana Crăciun a declarat că starea femeii este acum stabilă. În urma unui stres emoțional a prezentat tulburări vegetative, greață, amețeli și acum s-a reabilitat. Puteți să ne spuneți cam cât timp se va reface? Păi o să-i dăm și rețete la domiciliu și până mâine eu cred că va fi bine. Cel mai probabil, adevărul îl vom afla în momentul în care femeia se va întoarce la serviciu. Lucrările de la podul Turcinești sunt monitorizate în permanență de către vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Nicolae Muja. Investiția a fost demarată în data de 6 iulie. Au fost turnate 17 coloane, iar pentru puncte s-a montat prima casetă, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Nicolae Muja. După cum știți, în fiecare zi merg la pod și pentru că vreau să văd cum decurg lucrurile, dacă ele decurg conform graficului. Astăzi pot să vă dau câteva detalii. Se lucrează la pragul de liniștire. Deja s-au turnat 17 coloane. Pe jumătate din porțiunea podului s-au făcut decaparea. Iar pentru punte s-a montat prima casetă. Lucrurile sunt în grafic, se lucrează și termenul care îl avem pentru realizarea lucrărilor se va încadra în grafic. Podul de la Turcinești va fi gata în 4 luni de zile, cu speranța că nu vor fi evenimente speciale care ar putea întrerupe lucrările. Mai multe locuri de muncă ar putea fi scoase la concurs de Minprest Serv Rovinari. Aproximativ 16 posturi ar putea deveni vacante în perioada următoare, nefiind exclusă nici posibilitatea de angajări în TESA. La sfârșitul lunii iunie, la Minpres a iscat un scandal din cauza contractului colectiv de muncă expirat de ceva vreme. Negocierile au fost blocate de două salariate care au cerut protecție la concediere, potrivit administrației firmei. Suntem în discuții cu Compresul Energetic Oltenia pentru suplimentarea contractelor pe zona Craiova, în special pe Ișanița și este posibil și la Turceni pe partea de descărcări vagoane. Pe zona Turceni, dacă o să semnăm contract, este vorba de muncitor necalificat și pe partea de Ișanița de este vorba de 2 electricieni, 5 sudori și 9 lăcătuși mecanici. Conform sindicatelor însă, blocarea negocierilor a avut la bază dorința șefilor societății de a nu mai acorda tichetele de masă. Zilele toride nu pun probleme pacienților din Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Aceștia nu suferă din cauza căldurii, cea mai mare parte din saloane fiind dotate cu aparate de aer condiționat. Numărul de aparate de aer condiționat a fost suplimentat, iar pe lângă asta, atât pacienții cât și salariații spitalului primesc apă rece. De asemenea, există și încăperi care dispun de sisteme de ventilație. Vom acorda apă plată, respectiv minerală, rece la toți pacienții și salariații care stau în instituția noastră în aceste zile caniculare.
astfel încât aceștia să nu aibă de suferit. Totodată am reușit să mărim numărul de aparate de aer condiționat. Cu sprijinul Consiliului Județean am montat anul trecut un număr foarte mare de aparate de aer condiționat. În saloanele în care nu avem, am achiziționat mai multe ventilatoare, avem ventilatoare. Cred că au rămas în acest moment foarte puține saloane neacoperite de aceste lucruri electronice necesare în zilele caniculare. Totodată am montat, mai avem doar o mică parte de montat autocolante pe geamurile care sunt spre partea unde bate soarele, o parte cea mai lungă din zi, astfel încât să încercăm să oferim pacienților un climat cât mai corespunzător, cât mai plăcut pentru aceste zile caniculare. Cu toate acestea, din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioadă, aerul din saloane este greu de respirat. Managerul spitalului recurgând și la alte soluții suplimentare pentru evitarea complicațiilor. Președintele directorului CEO, Sorin Boza, cere noi angajări în companie, deși în acest an au fost făcute mai multe disponibilizări de personal. Este vorba de posturi de conducător formații de lucru, șef sector și adjunct sector. Dan Ilie Morega, președintele Institutului de Analize și Investigații Publice și Politice Gorj, crede că angajările în cadrul companiei se fac pe criterii politice. Din păcate, vreau să spun că a și greșit directorul general al CEO, Sorinel Boza, în condiții în care a fost de acord ca să politizeze prea mult anumite funcții și în special pentru ALDE. Și aici vreau să atrag atenția mort foarte serios că mai există și comunicatori la nivelul județului Gorj și că prea mult a angajat oameni din Craiova în condiții în care sunt oameni din Gorj. Complexul energetic Oltenia, îi pun întrebarea lui Boza, vrea să cheme complexul energetic Craiova cu sediu în Târgu Jiu? Pentru că este inadmisibil să încadrezi un gagiu cu numele Gagiu, ca să vorbesc cum spun țiganii, care de fapt în viața lui a lucrat la Craiova, la o televiziune personală, pe la un radio și așa mai departe, cu facultate de teologie. Probabil că Boza avea nevoie ca să-l sfințească, să-i sfințească sediu, să-i țină slujbe de pomenire. În plină restructurare a companiei, directorul general Sorin Boza a angajat un așa zis specialist în comunicare venit din Craiova la Târgu Jiu pe filiera ALDE Dolj. Este vorba despre Cosmin Gagiu, fost manager al unei televiziuni nu de mult apropiat PSD. Analiza situației PSD în urma eșecului de la alegerile parțiale din 11 iunie a fost amânată, deoarece majoritatea membrilor sunt în concediu de odihnă. Astfel, conducerea partidului a stabilit ca această întâlnire să aibă loc în toamnă, când se va uni întreaga echipă. Analiza are ca scop stabilirea unui calendar de activități atât în Târgu Jiu cât și în Drăguțești, în așa fel încât după cei 3 ani de mandat să poată recâștiga localitățile pierdute. Din cauza faptului că traversăm o perioadă de vară și foarte mulți dintre colegii noștri sunt în concediu de odihnă, conducerea partidului nostru a stabilit ca această analiză să fie amânată până în toamnă, atunci când ne putem regrupa și putem, bineînțeles, să stabilim pe lângă măsurile pe care trebuie să le luăm, dacă se impune în Târgu Jiu cât și în Drăguțești, și un calendar de activități în așa fel încât atât la Drăguțești cât și la Târgu Jiu, după cei 3 ani de mandat, să putem recâștiga aceste două localități. Aurel Popescu la Târgu Jiu și Gheorghe Butan la Drăguțești au fost învinși de către Marcel Romanescu, candidatul PNL, respectiv Dumitru Popescu, candidatul ALDE. Dacă recoltarea orzului s-a sfârșit, cea de grâu nu a ajuns nici la jumătate, recoltându-se din 9.900 de hectare doar 3.000. Potrivit declarațiilor făcute de către Direcția pentru Agricultură Gorj, producția de orz de anul acesta a fost mai bună decât cea de anul trecut, însă cea de grâu se anunță a fi una mai slabă. Dacă anul trecut producția medie la grâu a fost de 3.400 kg pe hectar, anul acesta, din estimările făcute până în prezent, se anunță o producție mai slabă, reieșind 3.100 kg pe hectar. Suprafața cu grâu totală este de 9.900 de hectare care a fost semănată. S-a realizat până în prezent circa 3.000 de hectare au fost treierate. Vă spuneam, în comparație cu anul 2016, atunci când am avut o producție de 3.400 de kg medie la hectar, din estimările noastre până acum, avem o producție de 3.100 de kilograme
de boabe. Deci se observă că este un pic mai slabă producția față de anul trecut. Iar la orz, din 360 de hectare, s-a recoltat toată suprafața, deci 360 de hectare, 100%. Aici producția este un pic mai bună, în sensul că dacă anul trecut am avut o producție de 3.000 de kilograme la hectar, producția medie, anul acesta, pe estimările care le avem acum, recoltat așa, 3.100 de kilograme la hectare. Deci se observă o producție un pic mai bună. Recoltă bună s-a obținut și la Mazărea Boabe. Din cele 132 de hectare, 112 fiind deja recoltate. Tismana se dorește a fi orașul cu produse tradiționale unice în România. Cum producția de castane se anunță a fi una mai bună decât în anii anteriori, iar culturile de trandafir se extind, primarul Marian Slivilescu se gândește să treacă pe listă trandafirata, dulcețurile de rubarbă și mierea de castane. Un alt produs ce se dorește a fi omologat este un preparat vechi folosit la mănăstirea Tismana în urmă cu sute de ani. Un apicultor să-l impulsionez, să-l sprijin la mănăstirea Tismana s-a utilizat sute de ani un preparat care, pe care călugării, pentru că până în 1950 a fost mănăstire de bărbați, de călugări, da? Și aveau un preparat făcut din făină de castane și miere de albină. Dacă am reușit să omologăm acest produs, într-adevăr ar fi cu caracter de noutate, Tismana fiind, sperăm, un producător în continuare de castane. Castanele comestibile sunt considerate delicatese în bucătăriile internaționale de top. Din fericire, Gorjul este una dintre zonele din țară unde castanele pot fi cultivate cu randament. Perechea româno-pakistaneză Florin Mergea, Isam Qureshi, a ratat luni accederea în sferturile de finală ale probei de dublu de la Wimbledon, Marea Britanie, turneu dotat cu premii valoare totală de 14,8 milioane de euro. Favoriți 14, Mergea și Qureshi au fost învinși scor 7-6, 6-4, 1-6, 4-6, 2-6 de către perechea Lucas Kubot, Marcelo Melo, favoriții numărul 4 după 3 ore și 27 de minute de joc. Mergea și-a egalat performanța de anul trecut de la Wimbledon, cel mai bun rezultat rămân în semifinala din 2015 alături de indianul Rohan Bopanna. Pentru participarea în optimile de finală, Mergea și Qureshi vor primi câte 180 de puncte în clasamentul de dublu și un cec în valoare de 26.500 de lire sterline. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Accent TV. Sunt Ana Maria Giurea și vă mulțumesc pentru atenție.